numesc Eugenia Tașcă, am acum 57 de ani. Am fost născută în satul Corjova, raionul Criuleni, într-o familie de oameni gospodari, oameni temători de Dumnezeu, cu toate că nu știu cât știau despre Dumnezeu, pentru că în perioada în care m-am născut nu era nicio biserică ortodoxă în sat și niciun fel altfel, atât cât avem în satul vecin biserică și mergeam cu părinții de Paști, cel mai mult mi-amintesc de Paști, mergeam la biserică ca să ne facă împărtășanii și noi așa mergeam cu entuziasm, ne scola de zi dimineață, că trebuie să nu mănânci, trebuie să fii acolo pregătit și nu știam absolut nimic ce înseamnă asta părtășanie, dar după învățătura care ne-o dădea strictețea, ne stăruiam să mergem ca niște sfinți, ca niște copilași așa care să îndeplinim ceea ce ne spunea părinții. Sigur că n-am fost pentru prima dată la biserică și cât mai mergeam, îmi plăcea foarte mult să privesc sfinții, icoanele, la preot, la tot ce mă înconjoară așa și îmi făcea într-un fel o închipuire despre Dumnezeu, dar nici dintr-un mesaj n-am putut să aflu nimic și nici părinții nu era ceva ca să-mi spună, să știu anumit despre Dumnezeu. Chiar și pe parcurs mă întrebam tare, zic, cum am crescut așa și n-am putut să înțeleg nici chiar cuvintele Hristos a înviat, care se spuneau de Paști. Pentru mine, Hristos a înviat nu era. Era cuvântul Hristos a înviat, adevărat a înviat. La vârsta de 17 ani, eu, după ce am terminat școala în sat, am venit să continuu studiile la Colegiul de Medicină în Chișinău și acolo nu era gazde și ne-a spus din timp că trebuie să ne căutăm gazde. Am vrut să menționez că când am venit la Colegii de Medicină, atât de mult îmi plăcea medicina, cu toate că puțin era prin sat, noi aveam doar un punct medical, dar așa era, că surorile medicale sunt un personal care poate să vină tot timpul în ajutor, să facă un bine și asta mi-a fost plăcut pe, și în caracterul meu și chiar când am venit să dau examenele, spuneam, nu știu de unde a venit la mine așa gând, că m-am dus sub scări acolo unde trebuie să era intrarea și mi-a venit așa un gând să mă rog. Pe urmă stau și mă gândesc, de unde a venit la mine gândul ăsta, că nu știam de rugăciune. Și acolo m-am dus și mă rugam, Doamne, așa de tare vreau că să fac oamenilor bine, să fiu un copil al Tău. Ajut-mă să intru la examenele astea, dacă o să intru la școala asta, eu îmi fac voia ta, așa. Pe urmă îmi amintesc lucrurile astea și mă impresionează și pe mine cum am avut așa gând. A fost un bilet atât de ușor că parcă chiar am zâmbit și profesorul a observat și zice, care poate să răspundă fără pregătire, îi dăm voie. Și am răspuns fără pregătire și mi-a spus că ești acceptată, nu trebuie să dau nici a doilea examen. Adică au fost... Și atunci parcă mi-au crescut șaripi în spate și așa eram de fericită și am venit acasă și am spus că sunt acceptată. Asta a fost așa prima mea parte care mi-amintesc că a fost un amestec al lui Dumnezeu în lucrarea asta, în viața mea. A doilea pas eram pe vremurile noastre, când începeau universitățile, colegiile, mergeau 2 luni de lucrări pe câmp. Și noi tot am fost și de la colegiul pe câmp să lucrăm cu studenții. Și acolo seriile tot așa, discuții diferite era, care citeau, care împleteau. Odată o fată mi-a spus că zice, bunica mea e credincioasă și ea mi-a spus că oamenii care trăiesc cu frică de Dumnezeu îi trăiesc mult mai bine, mult mai fericiți, dar care se avântă după lucrurile deșarte și se uită chiar și la vrăjitorii, la lucruri de este o termin foarte rău.
Și așa, printr-o discuție simplă, m-am gândit că nu o să ne întoarcem în oraș, eu n-am spun la nimeni, dar să mă duc la o biserică și să-L caut pe Dumnezeu, să stau și eu cu lumânările, cu asta. Am avut așa o dorință ca să fiu cu Dumnezeu, după spusele simple al colega mea de colegiu. Când mi-am găsit gazda, am aflat că oamenii la care m-au acceptat erau creștini baptiști. Și eu cred că Domnul așa o rânduit, o condus pașii mei ca să fiu la ei. Și chiar din prima zi, ei mi-au spus că noi suntem creștini, noi citim Biblia, noi ne rugăm, noi ducem o viață diferită de a lumii care ne înconjoară. Și eu tot dădeam din cap, dar nu înțelegeam despre ce vrea să-mi spui sau vedeam că tot ce îmi spune e bine. Mi-a arătat și Biblia și eu am rămas într-un fel fascinată de Biblie, că zic că noi când eram micuți, bunelul nostru avea o Biblie sau o carte religioasă, nu știu care era, dar era cu un scris slovean ceva. Și noi cu fratele așa eram entuziasmați să citim de acolo, pentru că erau literele întortocheate, nu erau cum e. Noi atunci era chirilică grafia, dar aici era și în românii erau literele și grafie română și chirilică și ceva diferit. Și noi, dacă de exemplu lui era L, U era foarte interesant făcut și de-am ei știm că acela e cuvântul lui. Și tot așa, Dumnezeu și noi singuri desciframe cuvintele care era. Dar când mi-a arătat Biblia ca atare, am rămas cu totul altfel. Se putea de citit liber în Biblie. M-au invitat la serviciu divin unde ei mergeau și am fost de acord ca să merg să văd, pentru că asta și mi-am dorit, că dacă am să vin în Chișinău, am să merg la o biserică, să mă închin la Dumnezeu, fără ca să spun la cineva. Și într-un fel am vrut să fie un fel de secret, așa, ca eu să cunosc, ca eu să merg la biserică, să mă închin. Tare mult m-au entuziasmat contingentul în care mă aflam. Am văzut că sunt oameni senini, oameni limpizi, oameni zâmbitori. Așa mi-am făcut o impresie la început, uitându-mă, parcă era, așa mă exprimam eu, parcă o adunare de îngeri. Îmi plăcea o fiecare persoană în parte. Vedeam în ei un zâmbet, vedeam în ei o dragoste frățească, o dragoste familiară. Eu eram foarte atașată de Cuvântul Lui Dumnezeu și așa de mult îmi plăcea și citeam Evanghelia și acasă și într-o libă și la recreație și peste tot. Și eram permanent cu Cuvântul Domnului și așa aveam încă nu înțelegesem că trebuie să-mi predau viața Domnului Iisus, așa, dar avem deja o atașare față de Dumnezeu, de Domnul Iisus și vroiam să fiu așa cum este scris. Și eu când am ajuns acasă, bucuroasă, să mă împărtășesc cu visurile și gândurile cu mama, mai departe îi spun, când m-a luat cu prima cel care să nu te mai aud, lucrurile astea să nu se mai repete, noi am aflat, tu nu știi, tu nu înțelegi, tu încă ești într-o stare care nu poți ca să înțelegi lucrurile astea și trebuie să mergem de la oamenii ăștia, că nu-i bine ce mergi tu. Și a început și sormea, că tu știi că așa oameni sunt în ateism și sunt oameni răi, sunt oameni care știu numai să facă răul, să facă lucruri care să-i dispărțească de lumea asta într-un fel. Și tu ai să fii în foarte mare greutăți dacă ai să mergi după ei. Eu cu lacrimi în ochi, zic, de unde ați scos așa cuvinte? Zic, eu am vorbit cu ei, eu vorbesc cu ei în fiecare zi. Eu am mers cu ei la serviciu, am văzut ce se discută, am văzut oamenii. Zic, voi nici nu aveți idei ce fel de lume e acolo. Zic, parcă sunt îngeri toți, sunt oameni, femei,
frumoase și îmbrăcate și senine și atât de plăcut, zic eu, așa îmi place anume, așa să duc și eu o viață tare frumos. Nu, tu încă nu înțelegi totul, asta e, nu-i, tu trebuie să mergi de la oamenii ăștia și gata. Întrerupem discuția, află tata, îi prăpădă. Și într-un fel am terminat discuția cu ei, dar stăteam seara în genunchi și mă rugam, Doamne, cum? De emoții. Zic, cum poate lumea să creadă ceea ce nu știu? Ei nici nu cunosc. Eu am văzut, am citit, am vorbit, am discutat. E foarte frumos, e foarte plăcut și mult mai mult de atât. Că te cunosc pe tine ca Dumnezeu adevărat. Și știam că pentru orice fapt, pentru orice vorbă, noi vom da socoteala. Vom da răspuns înaintea lui Dumnezeu și mă rugam. Zic, Doamne, iartă că ei nu știu ce fac. Nu știu ce zic. Și nu vreau ca să-i pedepsești. Vreau să te cunoască. Vreau să te cunoască așa cum eu te-am cunoscut. Ca pe un Dumnezeu blând, ca tată, care, într-adevăr, atât de mult a iubit lumea, că l-a dat singur său fiu pentru noi. Dar lumea o respins și vezi acum real că lui nici nu cunoaște și nici nu vrea să primească. Și atunci nu aveam putere ca să le vorbesc mai mult despre dragostea Domnului Iisus. Dar în sufletul meu era așa o luptă. Doamne, atât de mult vreau să te cunoască și mama, și tata, și surorile, și fratele. Vreau să te cunoască, pentru că eu știu, am înțeles că va fi o zi când noi vom fi cu tine și cei care nu te-au cunoscut pe tine nu vor fi. Și mi-este foarte dureros ca ei să nu facă parte din oamenii care te-au cunoscut, care au crezut, care pot avea viața veșnică. Mă bucur până în ziua de azi că, într-adevăr, Dumnezeu a lucrat, mi-a ascultat rugăciunea și nu mult după aia și surorile mele l-au primit pe Domnul Iisus și fratele meu și pe parcurs, după vreo 6 ani, după căsătorie, s-a pornit biserică mică în satul nostru, adică un grup care au înțeles ca și mine și s-a adunat la fratele meu acasă. Pe urmă au făcut un cort așa provizoriu și s-au adunat mai mulți, au început a veni și verișoare, nepoate și mulți care au început să înțeleagă, fratele meu le vorbea deja mai mult, surorile, și la moment este biserică în sat, fratele meu este pastor în biserică. Acum la moment îi mulțumesc foarte mult Domnului pentru că atât de frumos, într-adevăr, a lucrat în viața mea, că nu-mi pare rău nici de o zi trăită cu Domnul. Din contra, când fac poate ceva care nu-i plac cu Domnul, asta regret. Dar în rest, Dumnezeu atât de mult m-a binecuvântat, mi-a dăruit, v-am spus, și un soț credincios, un copil al lui cu adevărat, care toată vorba e cântărită și avem 6 copii, acum la moment avem și 9 nepoței. Și cea mai mare bucurie a mea și cea mai mare bucurie a fost pentru mine ca ei să urmeze la fel voia lui Dumnezeu și căile lui Dumnezeu. Pentru că chiar dacă au și studii superioare cu toții, dar dacă alegeau să facă
voia lumii, să facă pe placul prietenilor, pe placul profesorilor sau mai știu, pentru mine n-avea să fie nicio bucurie. Dar anume că ei sunt la fel încredințați, pe deplin încredințați că Dumnezeu există și îl urmează pe Dumnezeu, sunt credincioși cu toții, asta este cea mai mare bucurie a mea.